Nagie, sau cum așa vă cheamă? Nagie, da. Nagie, de unde veniți dumneavoastră? Din Megidia. A, e cu tine? Da. Și doamna Gheorghița? Mintra prima. De unde vine doamna Gheorghița? E proprietară aici. Din Gorj. Din Gorj? Da. Da. Dar tu de unde ești, iubita? De la Filiaș, de pe lângă Filiaș. Dar ar fi bine să ne spuneți și voi din nou despre fiecare, de unde sunteți. Eu sunt Elena, am 25 de ani și sunt de pe lângă mine. Așa, de tine știa, mai departe. Eu mă zic că sunt cea mai mare. Cea mai mare? Da, am 26 de ani și vin de Roman. Eu am 21 și vin din Craiova. Eu am 19 ani, mai am puțin și fac 20 și vin din Râmnicu Vâlcea. Și vreau să cunosc băieții. Bravo. Ramona vă cheamă? Roxana. Roxana, te o v-a dat, m-am uitat de aici când v-a dat trandafir. Da? Câte ani are băiatul? Ce vârstă are? 24. Eu fac 19 acum în octombrie. Și la dumneavoastră băiatul ce vârstă are? 24. 6 băieți cu mamă, 6 băieți fără mamă. Eu nu știu, cred că mi-a dat cineva, adică un băiat Dănuț, nu știu, așa țin minte, și un băiat Florin. N-am reținut numele. Nu știu, m-am uitat așa, dar nu știu sigur. Mi-a atras atenția 2. 2? Da, nu i-am reținut numele niciunul. Bine, îmi place mama din Medvidia, e așa cochetă. Da. Îmi place mama lui Flavio, sau cum îți cheamă, Gheorghița. A, da, doamna Gheorghița. A cui? E așa mai, nu știu, da. Mai dintr-o bucată, știi? Toate sunt așa. Îmi plac. Îmi place și bunicuța. Da. E așa, drăgălașă. Doamne, dar copilul ăsta o mânca seara asta ceva. Mănâncă, nu se îndeamnă cu băieții. Care, domnule, acolo, de cum avem noi de mâncare? Mă arată și... băiatul dumneavoastră mai bine, așa, ca să știu și eu. Măi, iubita, eu nu știu ce să-ți zic. El mai bine îl vezi. Eu am văzut ceva e cu lâs scris la un băiat slăbuț. Nu este. Înseamnă că n-am văzut bine. E bine făcut. Cum e dânsa, așa e și băiat. Vă uitați la dânsa, vă ieși băiat. Și tu câți ani ai? Nu știu. Eu am 25, am făcut în iulie acum. Mulțumesc. Sunt cea mai mică. Mai am două surori și un frate. Surorile ambele sunt căsătorite, am 3 nepoței. În Constanța am lucrat la ciocolată, făceam figurine și toate. Trandafiri. Toate nebunile, da. Și apoi am venit aici în București, am lucrat 4 ani de zile și după aia m-am dat pe... vânzări. Te-ai întoarce înapoi în Megidia? De ce nu? Bravo, mi-a plăcut. Da, am fost acasă. Luni m-am întors. Sper să, din punctul meu de vedere, eu am venit aici să văd dacă... Am zis că dacă sunt cu mamele lângă ei, sunt... una că-s mai liniștit și nu sunt împinși de prieteni de la spate, hai să faci, hai să dregi.